Maestre, ce fac zodiile? Prognoza zodiilor pentru săptămâna următoare. E o săptămână cu ceva încărcătură și benefică, dar și cu unele mici restricții. Dar nu asta e problema, pentru că vedem cum reușește fiecare zodie să-și tragă spuza pe turtai. Berbecu, orice întreprinzi în săptămâna următoare, îți reușește. Totul îți revine la modul excepțional. Dacă ai avut o situație complicată care te-a pus pe gânduri și ți-a creat câteva zile de, eu știu, de suspans, va avea un deznodământ fericit. Vei primi, din punct de vedere financiar, recompense la locul de muncă pentru munca prestată. Cu alte cuvinte, este o săptămână în care berbecul se simte foarte fericit. N-am mai fost fericit de acum două săptămâni. Vedem taurul. Ei, taurul intră într-o zonă din asta mai cenușie, ca să spunem așa. Are reflecții, reflectează, dă dovadă de înțelepciune, discuți cu el, îți vine cu aforisme, cu maxime, cu proverbe, undeva vrea liniște și, dorindu-și liniștea, va avea perioade când se cufundă în seriozitate și datorită faptului că, de multe ori, are și acea doză de timiditate și chiar nu vrea undeva să-și dezvăluie, eu știu, încărcătura sufletească care o are. Săptămână în care pudicitatea este extraordinară. Deci, intervalul respectiv, taurii nu vor merge la mare și nici la piscină. Nu știu ce i-a lovit, că ei, în general, iubesc frumosul și le place să se expună. Dar acum e o săptămână în care toată lumea se întreabă ce are taurul nostru. Dar el ce face? Așteaptă să vadă dacă o relație pe care o are și de puțin timp va fi durabilă. Deci el acum e cufundat în trăirile lui și mental în analize. Da, asta e. Hai să mergem la gemeni, pentru că gemenii au o săptămână uluitoare. Soarele strălucește pentru ei în săptămâna următoare. Au parte de fericire și reușită. Gemenii se afirmă, li se recunosc toate meritele, clarifică fericit o situație care era destul de ambiguă, iar la orizont se vede o mare dragoste. Vei fi iubit și vei iubi la rândul tău. O întâlnire sentimentală este iminentă, așa că dai dovadă, prin bucuria care o ai, de o mare vitalitate sau, cu alte cuvinte, zburzi. O săptămână în care, dacă nu zburdăști, ăștia zburdăști când n-au în perspectivă o nouă parteneră. Să vedem și racul. Racul în săptămâna următoare dă importanță schimbărilor, dar și foarte multe atenție comunicării, modului cum comunică cu ceilalți. Va avea parte de multe SMS-uri, de multe mail-uri, se impune la un moment dat și o deplasare pentru rezolvarea unor probleme de servici, dar undeva spre finalul săptămânii e obligatoriu să-și strângă familia. Deci o reuniune de familie în care simte nevoia să-și destăinuie, eu știu, și realizările și neplăcerile care le-a avut. Dialogul din această săptămână pentru raci e prioritar și primordial cu ceea ce îi atrage. Deci ei vor discuta în săptămâna următoare numai cu cei care le sunt pe plac. Analizează. Dacă e frumos, îmi place. Dacă nu e frumos, nu stau de vorbă cu el. Ca să vezi ce ciudățenie. Asta cred că e de la căldura mare, în general. Hai să vedem leu. Leu e alunecător săptămâna următoare. Înconjurat de rea credință, de oameni trădători, sau pur și simplu e lăsat undeva abandonat. Nu-i se mai dă atenție, nu-i se mai cere o părere. Nu vrea nimeni să-l bage în, eu știu cum să zic eu, în atenție, în seamă. Da? Dar și el, la rândul lui, se simte prizonier unei situații
pe care el singur și-a creat-o și nu poate să facă mare lucru momentan pentru a ieși din situația asta. Așa că preferă să stea în expectativă. Dar sfatul este că poți renunța la acea persoană toxică care te-a decepționat, chiar dacă o cunoști de foarte mulți ani. Bun. Da, mai fost de multă vreme trădare pe la leu. Trădare, trădare, dar să știm și noi. Pe trădător nu iubește nimeni. Ia, uite să vedem fecioara. Fecioara este cu sufletul zburător. Are elan în tot ce face. Are influxuri benefice, dar și schimbări rentabile. Face o vizită. Cineva drag, care nu l-a mai văzut de mult timp, se întoarce în sânul familiei. Ai relații amicale cu cei din jur, cu care lucrezi și cu care colaborezi. Dar la rândul lor, prietenii te vor ajuta într-o relație ca să poți evalua situația, pentru că tu te determini foarte greu când vrei să faci un parteneriat. Dar sfatul ar fi pentru săptămâna următoare în parteneriatul ăsta, indiferent dacă ești doamnă sau domn, faceți voi primul pas, pentru că celălalt stă în expectativă la fel ca voi și e mai timid decât voi. Așa că dând dovadă de pozitivitate și altruism și de incisivitate, veți reuși să obțineți ceea ce vă doriți. Hai să vedem și balanța. Balanța intră într-o săptămână în care o situație care nu i-a dat pace câteva zile se sfârșește, se termină. Dar, totodată, după sfârșitul acestei situații, se impun transformări mari. Mari, dar cu orice preț, totale, dacă se poate. Și încercați ca să acceptați această schimbare în profunzime, nu numai la suprafață, pentru că numai așa vei primi un impuls nou, un suflu nou, vei simți că renaști și reușești până la urmă, după toate întâmplările neplăcute, să refulezi. Dacă faci treaba asta, ai câștigat. Dacă nu, mai suspini o săptămână. Scorpionul. Scorpionul e pe val, pe vârf. Spune că demararea unei acțiuni cu energia care o posezi acum și care ți era necesară, dar și cu combativitatea și tot aplombul pe care îl ai tu, te poți lansa într-o afacere pe care ți-o dorești de multă vreme. Cineva mai tânăr care crește pe lângă tine și învață, poate să fie asistentul tău sau chiar o rudă apropiată, cel cu care lucrezi, în schimb nu te va ajuta, e singur. Pasivitatea celui de lângă tine de multe ori te va deranja. Dar asta nu înseamnă că te deranjează prea mult și nu poți să faci ca să obții un fapt nou care te va relansa în afaceri în general. Asta este mai mult pentru cei care au afacere pe rol, sau sunt și individualiști, adică își fac singur o cum se numesc alea personale. Analiză sau ce? Nu, mă, afacerile astea de familie, naiba să le ia, că nu mai știu eu cum le e. Are o denumire ciudat. Nu, astea cu societăți, cu nu știu ce. Ok, mă afacere rog, de familie. Da. Hai să vedem ce face săgetătorul. Privește orizontul. Este stăpân pe situație. Are echilibru bun. Vei face o călătorie. Posibil și în afara țării. Dar numai doi porumbei. Fără guguștucii cei mici. Ai succes, reușită, se ivește un contract benefic pe care îl semnezi în urma unei întâlniri care te încarcă cu energie mare și te determină să semnezi acel contract. Armonie în cuplu cu persoana iubită. Cu deplasarea asta, sau mă rog, călătoria asta care o faci, vei descoperi pasiunea care ți-a lipsit în ultima perioadă. Deci, cred că sunteți zodia cea mai privilegiată. Hai să vedem Capricornul. Capricornul se bate cap în cap cu timpul acum
când bine, când rău pentru Capricorn. Sentimentele lui exclusive, posesivitatea, gelozia și duritatea face să manevreze pe cei din jurul lui. Și mai ales pe cei care îi sunt datori, care au niște bani să-i datoreze Capricornul. Capricornul are o săptămână în care manevrează banii cu o dexteritate extraordinară. Totuși, cât e el preocupat de bani și de alte sentimente, apare o întâlnire pasională și cu raporturi fizice și atracția fizică pe care Capricornul de multe ori o acceptă cu greu, acum o acceptă și îi se trezește în suflet dorința și zice că sunt două suflete înlănțuite, el cu partenerul pe care a pus ochii, dar încă nu era hotărât să-l, cum să zic eu, să-l amaneteze. Că ei întâi amanetează și pe urmă cumpără lucrul respectiv. Vărsătorul sunt cam lunatici. Te retragi în visare, în amintiri, ești precaut, te gândești la cai verzi pe pereți, dar adevărul este totul altul. Ai emoții mari care te doboare. Emoțiile astea ți-au tranșat și ți-au dat undeva și indecizie și o doză de pasivitate. Sfatul este revino la realitate. Familia ta e îngrijorată că nu știe dacă ești dus cu capul sau ai niște datorii la cămătate. Jale pentru vărsători. Pești. Că sunt ei de fericiți întotdeauna, săptămâna asta e o săptămână în care sunt răniți în amorul propriu. Orgolul rănit. Sunt dispute. Mai are ceva furie vis-a-vis de, și de partenerul de acasă, dar și ceva, un coleg sau doi colegi de la serviciu, chiar și șeful. Da? E undeva bulversat datorită unei situații pe care alții au creat-o, iar el este pus să o rezolve. Are nervi și de multe ori singura rezolvare pentru eliminarea acestei situații e să ducă într-un colț și să plângă. Multe lacrimi. Plângeți că lacrimile curăță sufletul. Se impune prudență și înțelepciune la modul cum veți acționa. Nu acționați pe impuls, căci dacă sunteți violenți, ruptura și la servici, dar și în parteneriat, poate să apară foarte rapid. O săptămână și cu dragoste, dar și cu bubuială. La câteva zodii, cam strong. Mai vin și perioadele din acestea. Corect.